Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Înălțarea Sfintei Cruci este prăznuită pe 14 septembrie în fiecare an. Sărbătoarea, închinată cinstirii lemnului sfânt, pe care a fost răstignit Iisus, este a doua în calendarul bisericesc și în această zi marcăm două evenimente deosebit de importante. Aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în 14 septembrie 335. Aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni în 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Sfânta Cruce a fost aflată din porunca Sfintei Împărătese Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. Datorită acesteia s-au găsit pe Golgota trei cruci. Pentru a afla care a fost crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul și care sunt crucile tâlharilor răstigniți odată cu el, Patriarhul Macarie le-a spus să atingă pe rând crucile de o femeie moartă. Femeia a înviat în momentul în care a fost atinsă cu cea de-a treia cruce pe care a fost răstignit Hristos. Astăzi a găsit lemnul Sfintei Cruci după îndelungi căutări și s-a împlinit o dorință care Sfânta Elena a avut-o de a descoperi lemnul Sfintei Cruci și minunea care s-a săvârșit, căci nu numai lemnul Sfintei Cruci al Mântuitorului nostru Iisus Hristos s-a găsit, ci toate cele trei cruci și a celor doi tâlhari. Și facem aducerea minte și de minunea care s-a săvârșit, căci s-a atins un mort cu fiecare cruce și când s-a atins cu lemnul Sfintei Cruci, mortul a înviat și atunci au descoperit că este cu adevărat crucea cea de viață făcătoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Înălțarea Sfintei Cruci reprezintă sărbătoarea petrecută în post aspru și rugăciune, întrucât ne sunt amintite patimile Mântuitorului nostru pentru iertarea păcatelor. Facem aducerea minte în primul rând de jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe Sfânta Cruce și totodată cinstim Sfânta Cruce prin post și rugăciune. De aceea, în ziua de astăzi se caută să se țină post negru pentru cei ce pot, iar cei care nu pot să fie post aspru. Este ca cinste, în primul rând, pentru jertfa Mântuitorului și pentru lemnul Sfintei Cruci. Din punct de vedere popular, sărbătoarea de astăzi marchează sfârșitul verii și începutul cu adevărat al toamnei, dar și timpul la care gângăniile se pregătesc de toamnă. Se mai spune în popor că dacă în această zi tună, toamna va fi lungă, iar dacă dimpotrivă pe cer vor apare cârduri de ciori, va cădea brumă. Mântuiește, Doamne, popor.